Veniți să luăm sev, ca să facem suportul la masă. Astea sunt țevele. Asta e suficient, e foarte, foarte dură. Și sistemul va fi așa. Așa. Și aici e cot și capătul ăsta un cot. Și să aibă loc să se învârte așa. Și masa gen să se învârte așa. Și așa. Să umble peste tot. O bolă la rombești lăcmi de trebuie cot. Asta e de un sol. Nu mi trebuie de un sol. Am făcut puzzle-ul. Asta va veni așa. Știu că nu arată foarte, foarte frumos, dar este 195 de euro suportul. Suportul de la original de autorolotă pentru masă. Și piesa asta va veni așa. Și ne mai trebuie încă un cot. De 3,95 euro. Țava e 9 euro. Nu, 7,50 euro. Și așa va fi. Și o să ne mai trebuiască o piesă aici. Și o să vin așa. Și o să se învârte. Și aici. Așa. Aici va fi prinse foarte bine sau o să dăm afte de sudor aici și aici ca să nu se miște așa masă, să rămâne la 90 orizontal. Hai să vedem și uișii. Nu vă vine să credeți, iată-ți, eu și limba română. Și sistemul foarte tare, nu știu cum e în România, dar o pui, o scanează și zice și ei. Și tu zici una de astea. Câte bucăți? Două. Și asta a fost. Deci aici avem toate obiectele care necesită pentru a face o masă rotativă. Odată. O să vină o placă care ține masa și intră în asta și după aia o să o strâng. Așa. Apoi, asta va veni bagat aici și o să se întoarcă așa și nu are foarte mult joc. Uităm căpașele așa, vă arăt acum și vă trebuie să pentru o masă, un picior de masă de camper. Oh, van life. Știu că nu arată foarte, foarte frumos, dar după atâtea căutări și la un moment dat te saturi să faci, să cumperi totul, totul scump, pentru că nu mai ajungi să faci lucrurile celorlalte. Asta va fi suportul. Am mai luat aici o țeavă între
intre așa. Va trebui să fac aici o placă, o să pot să o prind de peretele. Se vede genul. Și aici o să fac o tăietură cu piluța sudată și cu un mânir, se vede genul. O strâng ca să nu se mai ducă sus jos. Și așa va funcționa. O să fie prinsă ceva de genul. Ridic și o strâng. Și ea o să se umple de aici de sus. Așa. Sistemul ăsta, bine, necesită numai să facem sudură și placa asta de aici și placa care ține masa. Oh, în cazul nostru ne-a costat 35 de euro. Și aici va veni 5 mm inox, riglă. Gata, am vopsit piesele, așa arată, tot negrumat, am montat și suportul pe masă. Ca să prind suportul de la peșoră de masă, m-am gândit să fac amândouă bucăți astea de șipși. Sunt 3,5 x 5 cm și să montez colțare. Și va veni așa. Au în grosime 4 mm. Va ține peretele fix. Așa arată rezultatul final. Acum este dormitor. S-a transformat în supragerie. Acum este supragerie. Se numește Lagoon Table Leg. Și se învârte în două puncte 360 de grade. Și se poate manevra în toate direcțiile. Avem foarte multe avantaje cu ea. Când gătim sau folosim bucătărie, avem un extra loc. Când
că ne așezăm la masă. Ne așezăm. Și dacă ai nevoie să iei ceva, te ridici și doar împingi, nu deranjezi. Pătim de zi când, ca să nu ne deranjeze, o lăsăm într-o parte și așa rămâne. Asta a fost vlogul de azi, sper că v-a plăcut. Mie îmi place cum a ieșit rezultatul. Sper să vă fie și vouă de folos, dacă vreți să încercați și varianta asta. Puteți vedea în vlogul anterior cum am modificat patul și vom posta mai multe videoclipuri cu autorul ăsta.